Anul acesta s-au împlinit 30 de ani de la uciderea lui Boșco și admirei cuplul sârbo-bosniac supranumit Romeo și Julieta din Sarajevo pe 18 mai 1993. Amândoi aveau 25 de ani. În fosta Iugoslavie, o țară sfâșiată de război, el era sârb, iar ea era de origine musulmană. S-au întâlnit când amândoi aveau 16 ani, încă din liceu, și au rămas împreună până la moarte și dincolo de ea. În 1992, anul în care a izbucnit războiul în Bosnia, cei doi locuiau la Sarajevo. Orașul a ajuns în stăpânirea bosniacilor, sârbii lansând un alt atac pentru a-l recuceri. Părinții lui Boșco au părăsit orașul, dar el n-a vrut să o părăsească pe Admira. Ostilitățile nu au încetat, iar viața în Sarajevo a devenit din ce în ce mai grea, mai ales pentru ei un cuplu interetnic într-o lume divizată. În final, la presiunile prietenilor, Boșco a hotărât să plece în Serbia. În mai 1993, Admira a hotărât că nu poate sta departe de el și că îl va însoți. Pentru a ieși din orașul asediat, cei doi au strâns banii necesari pentru a putea plăti taxele trecerilor, traversând podul Vârbanja, care era teritoriul nimănui, zi și făcut. Au strâns cât au putut într-o geantă și au fugit. Boșco și Admira au mers cel puțin 500 de metri pe malul drept al Miliacăi, expuși complet în fața soldaților din ambele tabere. După ce au trecut de linia de demarcație, cineva i-a împușcat. Tânărul a murit pe loc, dar fata a mai supraviețuit câteva minute, s-a târât către iubitul ei și a murit în brațele lui. Nici până în ziua de azi nu s-a stabilit cine a tras. Imaginea cu cei doi îmbrățișați pe pod a fost surprinsă de fotograful jurnalist. A devenit un simbol pentru negocierea produsă de războiul din fosta Iugoslavie. Trupurile neînsuflețite au rămas pe pod încă 4 zile, fiindcă taberele nu s-au putut pune de acord să înceteze focul ca să permită recuperarea lor. Serbii au trimis niște prizonieri de război să recupereze trupurile și tot ei le-au îngropat. Relatează istoria pe răzătoare.ro.